Animale nevertebrate, artropode, crustacee, resurse educaționale pentru clasa a 5-a. Crustaceele sunt în general animale nevertebrate acvatice și mai rar există exemplare terestre. S-au numărat peste 50.000 de specii marine și dulcicole. Corpul este acoperit cu o crustă calcaroasă și impregnată cu chitină, de aici și denumirea grupului de crustacee. Ca dimensiuni, speciile de crustacee pot varia de la câțiva milimetri până la mai mult de o jumătate de metru. Racul de râu este un crustaceu pe care îl întâlnim în zona râurilor. Corpul este alcătuit din două segmente, cefalotorace și abdomen, fiind acoperit cu o crustă calcaroasă cu pigmenți diversi. La fierbere rămâne doar pigmentul roșu. Racul de râu năpârlește. Respirația este branhială. Este un animal indicator de ape nepoluate și un sanitar al apelor, consumând diverse animale bolnave, resturi de animale moarte. Prezintă, la nivelul cefalotoracului, două perechi de antene. De asemenea, prezintă și 5 perechi de picioare articulate la nivelul corpului. Prima pereche este transformată în clești. Abdomenul este prevăzut cu 7 segmente, ultimele două formând coada. Se reproduce prin ouă, pe care le depune la nivelul segmentelor abdominale. Din ouă vor ieși raci mici. Un rac devine adult în aproximativ 4-5 ani. Alte crustacee. Crabul. Dafnia. Crevetele. Krilul. Individual sau în echipe, vă invit să realizați o prezentare multimedia despre importanța crustaceelor. Menționați importanța și rolul a cel puțin 5 specii diferite de crustacee. Spor la lucru!